Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a instituit o regulă de la care nu a abdicat în nicio ședință a legislativului. În fiecare lună, sărbătoriții dintre consilierii județeni primau fie un buchet de flori, fie o sticlă cu vin. În prima ședință a anului 2019, obiceiul a fost păstrat, atât Dumitru Persu, cât și Valer Tudor, fiind felicitați pentru ziua lor de naștere. Tocmai când se aștepta mai puțin, colegii săi de partid i-au oferit un cadou simbolic, o traistă țesută la vaideni și două obiecte din ceramică de Horezu. Să știți că m-am gândit mult ce să aleg. Și am ales două simboluri ale județului Vâlcea, dar care au penetrat pe omenirea. Am ales să culegem de vaidei pe care fiii vaideilor vă vin toată lumea, indiferent la ce se duc. Și în interior, special în colegiul noastră, am ales ceramica de Horezu, pentru că puteam să fie cu altceva. Se spune că atunci când se năștea cineva, trebuia să fie spălat prima dată cu apă din cană nouă, din lucică nouă. Eu asta m-am adus și ca să fie dat în complet. Și o farfurie. Vedeți că nu-i ceramică de Horezu. Nici liberalii nu s-au lăsat mai prejos, cadoul fiind făcut în numele grupului politic de către doctorul Gheorghe Folea. Este într-adevăr un dar de suflet, domnul Folea. Laura, dacă să nu cumva că face doctorul, nu-mi gata la mulți ani în numele meu și al grupului, așa de, să nu vedem pe rând. Partidul Național Liberal, vreau să vă gestionez. Vreau să vă gestionez în fiecare lună. Mi se pare normal, aș fi voi să vorbim. În această lună ianuarie, când am făcut frumoasa vârstă de 30 de ani. Vizibil surprins, președintele Consiliului Județean Vâlcea a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au amintit de ziua sa de naștere. Pentru a nu crea suspiciuni și pentru a nu fi pedepsiți cei care au făcut un frumos gest și pentru care le mulțumesc, colegilor liberali le mulțumesc pentru... N-am putut să aduc sticla pentru că e reclamă, dar este o sticlă cu o băutură fină, bunicică, și care doriți după ședință, vă aștept să, după ședință, după program, vă aștept la partid. Să cernim la PSD. Așa. Mulțumesc frumos pentru ceas. Avem cucu aferent pe care o să-l punem la ceas. Vă invităm să vedeți și o pulpăză mai târziu. Era o glumă. Am fost sfătuit de o colegă din presă să fac gluma. Nu cred că mi-a reușit prea bine. Tu ai făcut-o mai bine, Marlen. Nu, dar trebuia să spuneți că le oferiți o pulpăză în schimb. Așa v-am ok. Deci avem noi cucu, vă oferim o pulpăză în schimb. Mersi, Marlen. Mi-a făcut datoria și pentru a nu mai fi criticat, am ascultat de sfaturile presei din Vâlcea. Mulțumesc mult de tot. Atât obiectele tradiționale primite, cât și ceasul oferit de liberali, vor sta la loc de cinste, a menționat liderul social-democraților vâlceni.